Și comercianții care scot pe piață jucării periculoase plătesc scump. S-au introdus amenzi mult mai mari, de până la 10.000 de lei, dacă produsele nu respectă întocmai normele de siguranță impuse. Părinții salută inițiativa, dar sunt pățiți. Se bazează tot pe propria vigilență. Mama lui Ștefan, un băiețel de nici 3 ani, este foarte atentă de unde cumpără jucăriile și din ce materiale sunt. A citit că jucăriile de pluș pot fi periculoase pentru copiii sub 3 ani. Să fie ceva de calitate, să nu se strice repede, să nu aibă piese mici, să nu se decoloreze, să nu se spargă. Ideea e să fim noi foarte atenți și chiar dacă nu scrie nimic pe ambalaj. Un tătic spune că prețul este cel mai important criteriu. El preferă să plătească în plus decât să stea cu grijă. Căutăm o jucărie la un preț mediu, pentru că cea ieftină e clar că e proastă. Prefer să plătesc TVA-ul la ele, dau un exemplu, prefer să dau un 10, 15, 20 de lei în plus față de ce, nu știu, e la restul magazinelor sau la colțul străzii. Eticheta ar trebui să ne spună totul. Un produs de calitate va fi întotdeauna cumpărat din magazinele de specialitate, însoțit de un autocolant sau prospect pe care să scrie obligatoriu în limba română instrucțiunile, numele și adresa producătorului. Părinții spun însă că nici măcar aceste etichete nu le mai oferă siguranță. Da, funcțiile, 4 sunete, sunete reale, 8 lumini, nu știu ce, și atât. Bateriile și după aceea jumătate din chestia care este atașată, sunt informații legate de producător, stradă, adrese de mail, care, sincer, nu sunt prea relevante. Și au de ce să se teamă. Nu degeaba, guvernanții au introdus de 2 zile amenzi mult mai mari pentru nerespectarea normelor de siguranță, dar și de avertizare privind conținutul jucăriilor. Pe piață sunt încă sute de produse periculoase pentru cei mici. Asta demonstrează și datele protecției consumatorului în baza verificărilor făcute în luna decembrie. Din cei peste 550 de operatori economici controlați, aproape jumătate au fost amendați.